Merge la mine. Vânțul Rotaru, nu știu pe multe de cuțe, cum s-a văzut din teren partida? O partidă intensă, cred că cu un handbal de calitate. Ambele echipe au muncit și și-au dorit victoria, însă cred că noi am fost un pic mai inspirați pe sfârșit de joc și am reușit să luăm cele trei puncte. Unde anume crezi că ați fost inspirați, în care faza jocului, să spunem? Cred că în apărare. În apărare, cred că ne-am dorit un pic mai mult, am muncit și ne-am ajutat mai mult decât cei de la Buzău. Veneați după trei înfrângeri consecutive, ați întrerupt-o, ce speri până la sfârșitul campionatului? Sper să facem cât mai multe puncte, să terminăm cât mai sus în clasament, ăsta este obiectivul nostru principal, și să le depășim pe noi înșine. Mersi. Olim Boica, un meci de pe multe de cuțit, ca și în tur, și tot ca și în tur, din nou ce se întâmplă, au câștig de cauză, două vorbe despre meciul de azi. Da, ar fi multe de spus, este un fapt, sau mai bine zis, un meci care s-a trăit până în ultima secundă, la intensitatea, aș spune, maximă. V-aș fi dorit foarte mult și mi-ar fi plăcut să vă contrazic vis-a-vis de meciul din tur, în care noi am avut mult, foarte mult de suferit. Astăzi am avut puțin mai puțin de suferit, dar îmi place să fiu realist, îmi place să fiu cât se poate de obiectiv. Am avut noroc că s-a terminat așa, pentru că a depins doar de câteva, aș spune, zecimi sau câteva sutimi. Este tot ce pot spune vis-a-vis de scor. Pe ansamblu, aș menționa faptul că a fost o risipă de energie din partea ambelor echipe, un lucru care trebuie aplaudat, cred eu că trebuie, zic, menționat la modul pozitiv, și sunt convins că de acum încolo fiecare va trebui să ne facem calculele în ceea ce privește viitorul, în ceea ce privește poziția noastră și investiția în echipă. De acord cu faptul că, pe lângă risipa de energie, între ghilimele, cum spus, a fost și o risipă de greșeli a tuturor părților implicate, să spunem, în meciul de azi? Da, nu pot nega lucrul ăsta, pentru că eu cred că toată lumea care a fost pe parchet a avut o contribuție cu plus și cu minus. Ce vă propuneți până la sfârșitul campionatului? Până la sfârșitul campionatului ne propunem să mai acumulăm puncte pentru, aș spune, pentru încredere și pentru a reuși să ajungem într-o poziție, să spunem, onorabilă în clasament, lucru care nu este absolut deloc ușor. Și când spun lucrul ăsta, nu mă refer la Dinamo, ne mai așteaptă jocuri foarte grele, dar personal, ca obiectiv, mi-am propus ca omogenizarea echipei acum, pentru că am trecut printr-o pasă nu chiar, aș spune, fericită. Am înregistrat câteva eșecuri și mi-aș dori ca moralul și, mai mult de atât, coeziunea în echipă să crească pe măsură ce jocurile și succesele care ne dorim să apară ne vor ajuta. Mulțumim. Trimiți un băiat?